Asta pe asta l-am servit. Salutare! Astăzi o să facem un nou episod pentru că am văzut că vă plac foarte, foarte, foarte mult aceste episoade cu încerc arome de la diferite produse. Așa că o să continuăm o întreagă serie cu aceste lucruri. Dar înainte să începem acest episod, vreau neapărat să urmăriți videoclipul de pe canalul Flowstyle. Știți că am avut un canal care se cheamă Vlogging Studios, dar am schimbat în Flowstyle. Pentru că acolo o să postez challenge-uri, daily vlog-uri, multe arome, chestii și alte lucruri pe acel canal. Și neapărat aveți link-ul în descriere, am postat și acolo un videoclip în care încerc Doritos versus Chio. Așa că aveți link-ul în descriere, neapărat duceți-vă, abonați-vă, pentru că acolo o să fie un fel de al doilea canal și o să postăm lucruri la fel de interesante ca pe ăsta. Așa că astăzi o să încercăm arome de la 7 Days. Știu că vă place o parte foarte, foarte tare în care vă prezint produsele, așa că hai să vă prezint aromele. 7 Days cu alune și cacao, 7 Days cu vanilie și cireșe, 7 Days cu fructe de pădure, 7 Days cu cacao, 7 Days cu cacao și cocos, mă scuzați pentru cacofonie, 7 Days cu vanilie și cacao, 7 Days cu vanilie și căpșuni, 7 Days cu vin spumant. Perfect, am deschis toate aceste arome, așa că primul este cu vanilie și căpșuni. Bine arată, o să vreau să de la mijloc fiecare ca să simțim aroma. Wow! Cred că ăsta o să fie unul din preferatele mele, așa că o să le păstrăm pentru mai încolo. Așa că o să-i dau nota 10. Următorul este cu alune și cacao. Se vede poza aici. Așa că la fel o să facem. Îl deschidem foarte, foarte bine. Haide mă, ieși. Mamă, deja se simte aroma aia de cacao, de... ăsta deja s-a rupt, probabil când am spart ăsta. Ia uitați, ia uitați ce frumusețe! Mi-aduce aminte de gustul copilăriei, pentru că de fiecare dată în pauzele școlare îmi luam cornuri din acestea. Următorul este cu fructe de pădure, vedeți că are o formă ca de strudel ăsta. Din ăsta nu am mai mâncat până acum, așa că o să vedem ce gustare. Mie îmi plac foarte mult strudelurile alea de la patiserie și așa mai departe. Uitați ce formă are, vedeți? Diferit de cornul se vândesc. O să vreau să-l rupem. Ai frate, ce fel se vede. Exact ca fructe de pădure, coacă, zmeu, rămure și așa mai departe. Asta are forma mult, mult mai frumoasă, însă nu se simte așa tare aroma de aia de fructe de pădure. Are foarte puțin, așa, e ca, exact ca un strudel, are foarte puțin în el, așa că o să-i dau nota 9 pentru ăsta. 7 Days, în caz de vedeți acest video, și repet, nu este un video sponsorizat, în caz de vedeți acest video, adăugați puțină mai multă cremă în ele, așa că o să-i dau nota 9 pentru ăla. Hai să trecem la următorul, care este 7 Days cu cacao, doar cu cacao. Cred că toată lumea știe ce gust are cacao. Ia să vedem. Ce miros fain are. Mamă, și e proaspăt, vă dați seama. Ia. E ciocolata topită. Deci în momentul în care ciocolata este topită și iese, vedeți ce fel iese? Așa, înseamnă că e perfect. Am văzut mulți în comentarii care scriau că reacționez ca și când nu aș mai fi mâncat vreodată. Nu, reacționez pentru că îmi place. De aceea. Așa că să-i dau nota 10 pentru cel de cacao, pentru că are foarte multă cremă și e foarte, foarte bun. Următorul este cu vanilie și cireșe. Așa că nu știu din acesta dacă am mai mâncat, nu mai țin minte. Mamă, ce fel se simte aroma aia de cireșe, ia. S-a rupt. Se are mai multă vanilie din câte se vede. Se vede alb. Se simte mai mult aroma de vanilie decât de aceea de cireșe. Și o să-i dau nota 9,5 pentru asta. Următorul este cu cacao și vanilie. Combinația ideală, cacao și vanilie. Hai să vedem. Ok, îl scoatem. Mamă, ce frumos este. Deci nici nu-ți dai seama ce frumoasă este senzația când îl scoți din ambalaj. Ia să vedem. Aia se vede sau nu se vede? Îl rupem. Pum. Aici se vede care mai mult. Mamă, câtă cremă are asta în ele.
Are o aromă foarte puternică de cacao. Mai mult se simte cacao decât vanilia. Dar e delicios. Așa că o să dau nota 10 pentru ăsta. Wow, e foarte sățios ăsta. Cred că probabil la ăsta de cacao și vanilie te saturi cel mai repede. Cu vin spumant. Ăsta conține alcool. Nu conține alcool, nu? În ăsta parcă am mai mâncat când eram mic, așa, mă îmbătam la școală sau ceva de genul. Cumpăram și dădeam la profesor și se îmbete la ori. Asta nu se vede absolut deloc culoarea. Este albă, se vede în mijloc. Hai să gustăm. Hai noroc, băieți și fete. Da, se simte aroma de vin spumant foarte bine. Ca și când ai bea un lichior. E foarte bun. Dacă ești puțin mai mare, vă recomand un din ăsta. Așa că o să-i dau nota 10. Așa că ultimul, dar nu cel din urmă, este 7 Days Double. Cacao și cocos. Asta mi se pare puțin mai închis la culoare. Ia să vedem. Haideți. Se simte foarte tare aroma de cocos. O să-i dau nota 10. Am văzut că vă plac foarte, foarte mult aceste challenge-uri și o să continuăm, v-am zis, mult mai multe challenge-uri de felul acesta, așa că nu uitați, lăsați în comentarii ce challenge-uri vreți să fac. Așa că responsabilul care mi-a venit cu ideea cu încerc 7 Days, îl aveți exact aici. Așa că, virgulă, comentariul care strânge cele mai multe like-uri la ideea pentru a face un video o să apară fix în video. Vă reamintesc că intrați pe linkul din descriere de pe canalul Flow Style, de acum așa o să se cheme acel canal, o să mă găsiți și acolo și am postat și acolo un challenge. La fel cu încerc diferite arome și arome combinații. Așa că aveți linkul în descriere. Vreau doar să vă mai zic că voi sunteți cei mai tari! Nu știu de ce fac așa, dar noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire! Salutare!